recepționa semnalul digital, avem nevoie de un televizor cu capacitate de a recepționa acest semnal digital. Ori dacă posedăm un televizor de o marcă, de un tip mai vechi, este necesar să avem un set-top box care asigură transmiterea semnalului. Odată cu 2015 sau după iunie 2015, prioritate va avea semnalul digital. Asta ar însemna că dacă undeva va exista un semnal analogic și va încurca la semnalul digital, semnalul digital va avea prioritate și cel analogic urmează să fie închis. Se vor avea de beneficiat cu toții. În primul rând cetățenii, pentru că dincolo de faptul că vor avea parte de o imagine și un sunet net superior, mult mai calitativ decât este în televiziunea analogică, deci vor mai avea și o alegere mult mai mare. Managementul rețelei poate vedea cantitatea consumatorilor, audiența imediată care este la acel moment și nu în ultimul rând, deci vom avea posibilitatea de interacționare, cum am mai zis, de transmitere a anunțurilor sau a anunțurilor către cetățeni sau, dacă vreți, televoting-ul. Respectiv este un set-top box care recepționează un PEC 4, are un slot așa numit, da, unde se introduce cartela, începând cu $15 de care al produce în China, da, și ceva mai bun de calitate și de performanță care se produce și în Belarusia, și în Rusia, și în Marea Britanie, mă rog, ca și orice fel de tip de utilaj. Treptat au să fie schimbate sau procurate echipament emițătoare și instalate la stațiile noastre din țară. Jedinec, Strășeni, Comrat, Cimișlia, Cahul și așa mai departe. Până ce nu avem acoperire națională a populației 90%, după strategia dezvoltării televiziunii digitale, noi nu o să deconectăm televiziunea analogică.